Pentru că am promis, spun, să despre aceste, să zicem, recuperări pe care Dumnezeu le operează prin urmași. Mi-a luat aminte din tinerețea mea, din copilăria mea, că una dintre temele care revenea adesea în discuțiile pe care le-am cu prietenii majoritar ai mei în acea perioadă, cu care am copilărit, era, uite, am auzit noi că în Biblie se spune că dacă cineva vă potruiește, este până la a treilea neam sau până la a patrulea neam pedepsit, iar dacă cineva e bun, vine până la a șaptelea neam binecuvântarea pe se casă. Și mi se pare un lucru nedrept, de ce să aibă copilul cu bunicul care a fost rețit sau care a reușit pe cineva să aibă. Astea erau discuții, vedeți, după limbaj, și pot să mă duc cu limbajul până în zona respectivă, dar nu e așa. Și de atunci m-a problematic. Cu timpul, în lucrarea duhovnicească, pe care, în care sunt încă învățăcel, am observat un lucru simplu. Că în tot ceea ce se petrece cu omul, se manifestă mila lui Dumnezeu. Și doar aici voi face o mică adăugire la ceea ce am spus. Mila lui Dumnezeu este tot una cu iubirea lui Dumnezeu, doar că este pentru păcătoși. Adică iubirea lui Dumnezeu, să zicem, care este mișcarea lui de a locui în celălalt, de a-l afirma pe celălalt, față de Fiul lui, Tatăl se manifestă dăruind întreaga lui ființă și Fiul se întoarce către Tatăl și îl mărturisește pe Tatăl prin tot ceea ce face, cerând din binecuvântarea de Dumnezeu face ceva, deci există o relație desăvârșită, această mișcare desăvârșită de la Tatăl la Fiul, de la Fiul, la Tatăl, la iubirii, la fel și cu Duhul Sfânt, pe când omul care la început era și de iubit, și zicem noi că omul a fost creat din iubirea și din bunătatea lui Dumnezeu, când a păcătuit, e milă. Exact ca la Fiul Risipitor, la început este Fiul și după aceea trebuie să fie slugă, adică măcar te iubește, măcar pe oricare de păstrare. Deci, aici era mila. Din mila lui Dumnezeu pentru noi, de șanse până la a treilea sau a patrulea neam să se șteargă păcatele din neam. Adică, uneori, în plastic vorbind, este cum întoarceți o haină de pe toți în față. Bagă mâna Dumnezeu în neam și când îl găsește pe omul care îți are să strângă de mână, trage de acolo tot neam. Așa se, într-un fel, se șterge păcatul. Pentru că așa cum l-a spus, cum poate să explice numai atât de bine din punct de vedere al psihologiei analitice, în momentul în care, să zicem, cineva a făcut ceva foarte grav, care a afectat vâna profundă a neamului, pentru că atunci când, să zicem, cineva s-a ocupat cu vrăjitorie în neam, sau cineva s-a ocupat cu, a fost un deținător, cum a fost săracul să-i scuzați în Italia, acum pe siguranță, siguranță națională, s-a întâmplat de 73 de păstrare. Sunt român, dar am spus superioritate. Deci unul a fost foarte violent, cineva a ucis. Toate aceste complexe care s-au manifestat în viața lui și care au fost necontrolate, nevindecate, nedirecționate spre ceva bun, au apăsat asupra urmașilor lui. Că și-a bătut nevasta și copiii până i-a zăpăcit și după aceea copilul a făcut ce a făcut mai departe și așa mai departe, la un moment dat ajunge în ea cineva capabil să-și asume toată moștenirea aceasta, cu toate durerile sufletești care au venit la rând asupra lui și despre care poate că nici nu are capar, dar și asumă urmările lor și el hotărăște să fie bun. El hotărăște să fie drept. Poate hotărăște să se ducă la mănăstire, poate hotărăște să facă bine multor oameni pe care Dumnezeu îi scoate în cale și care sunt poate chiar recuperări ale unor, tot așa, față de oameni cărora le-au greșit strămoșii săi. Și un astfel de om poate să
să-și spăvească neamul. Și n-aș spune acest lucru dacă nu m-aș uita la Hristos. Pentru că Hristos, dumneavoastră, nu aveți această noțiune de recapitulare foarte bine asumată, foarte bine înțeleasă. Hristos nu numai că a venit și a făcut ceva pentru noi care suntem acum. Dar dacă vă uitați la icoana poporului la ea, care este icoana la ea, la ei, în icoana poporului la ea, Hristos se bucură și ea la și pe ea la adică se duce, recapitulează tot, toată istoria omenirii, scoțând din ea pe cel care este vinovat de toate păcatele oamenilor care au luat pe ea. Vedeți cum înțelegeți dumneavoastră acest lucru, pentru că mărturisiți. Cum puteți să asumați acest lucru că Hristos îl ia pe Tatăl meu? Când noi nu suntem în stare să acceptăm că vecinul nostru care ne-a știu, ne-a încălcat cu 2 metri proprietatea, poate fi iertat în Dumnezeu. Culmea, Apa și Eva, care sunt vinovați în toate păcatele noastre, au fost iertați. Ca să ne apărăie cu asta. Prin urmare, trebuie să înțelegem că mila lui Dumnezeu lucrează peste tot. Și pentru fiecare dintre oameni, poate aici era un lucru de întrebat, dar o să discutăm. Eu vreau să întreb și aveam o întrebare. Dar nu vreau răspuns acum. Eu vreau dată. Aveam o întrebare. Eu le spun oamenilor de câteva zile un lucru. Nu contează pe ce treaptă ești. Asta cum o simt eu ca de corp. Uneori nu contează nici cum ai ajuns acolo. Asta te contrazice cu atare puțin. Dar aici trebuie să discutăm. Contează ca următoarea treaptă pe care o ai în față să o urci, nu să o cobori. Adică contează să înțelegi că Dumnezeu te iubește și că viața ta, la un moment dat a spus asta, există începuturi. Fiecare clipă a vieții tale este un început. Cel care a întrebat acolo, ce să fac dacă l-am făcut până acum? Păi, poate următoarea clipă, următoarea încercare la care complexul tău este pus la încercare, să fie un început al binelui. Și de acolo să pui un alt început al binelui spre începuturi nesfârșite, cum zice Sfântul Grigore de Nisa. Vreau să confirm ceva. Da, uneori nu putem ști cum ne-am ajuns acolo și asta inclusiv în universul psihoterapiei. Uneori nu putem da de cauză. Cauza poate să fie atât de adâncă sau undeva într-un moment în care eram în stadiu simbolic, adică eram un an, să zicem. Tu să știm noi, tu nici măcar nu ne amintim ce s-a întâmplat. Deși impactul emoțional a fost mare acolo. Dar atunci nu e nevoie, pentru că chiar dacă ne reușim să vedem cauza, vedem simptomele. Simptomele adunate ne spun ceva. Putem să ne dăm seama de problemă și atunci umblăm la problemă și la direcția către care trebuie să înaintăm. La scopul, de fapt. Și una dintre soluții ar fi iertarea? E obligatorie să iertare. Dar trebuie să vină ca iertare. N-ai pomenit-o și am așteptat toată conferința sau? Nu, iertare este obligatorie, dar trebuie să vină ca iertare și nu ca act de compensare sau de... Cum spunea un filozof francez, că de iertat este doar neiertatul, propriu-zis, de neiertatul. Orice poate fi iertat, propriu-zis, e schimb. Dau ceva, primești ceva. Iertarea presupune ceva ce nu poate fi iertat, ca să fie cu adevărat iertare. Și atunci, nu mai aștepți un act compensator pentru a o da, dar trebuie să fii în stare să o dai, să o duci cu adevărat, când dai iertarea. De acum cred că ar fi mai cu începutul, ok. De acum, dar vă mulțumim tuturor pentru răbdarea și atenția și bine, răbdarea a fost, cum să spun, pe măsură cel puțin, adică ceea ce ne-a dat Andrei seara aceasta este a fost extraordinar ceea ce ne-a dorit. Și ne dăjuiesc că Serviciul Cultural cu Părintele Mihai, în colaborare cu Adrian, cu Andrei, cu Eternal, ne vor mai oferi astfel de măcar două pe anul, până la